Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa. Astăzi vom discuta despre ordinea efectuării operațiilor. Merlin vine cu o nouă magie și Alfa, curios din fire, vrea să vadă despre ce este vorba. Respectă cu strictețe fiecare pas al magiei. El se gândește la numărul 24. La dublul acestui număr adună 5 și obține 53. Rezultatul îl înmulțește cu pătratul numărului 5 și obține 1325. Scade cubul numărului 5 și obține 1200. Împarte noul rezultat la 50 și, surpriză, ajunge la numărul la care s-a gândit. Alfa ar fi putut așeza magia lui Merlin sub forma unui exercițiu, care dacă ar fi respectat ordinea efectorii operațiilor, l-ar fi condus la același rezultat. Dar oare dacă alfa s-ar fi gândit la un alt număr, ar fi ajuns în final la acel număr? Sceptic din fire, alfa se gândește la numărul 127 și ajunge din nou la numărul la care s-a gândit. Evident, magia ar funcționa pentru orice număr. Putem nota cu X numărul la care se gândește alfa și ajungem la rezultatul X dacă respectăm ordinea efectuării operațiilor. Dar care este această ordine? Ne amintim că, ridicarea la putere, fiind operație de ordinul al treilea, se efectuează înaintea operațiilor de ordinul al doilea, înmulțirea și împărțirea, care, la rândul lor, se efectuează înaintea operațiilor de ordinul întâi, adunarea și scăderea. Operațiile de același ordin se efectuează în ordinea în care sunt scrise, de la stânga către dreapta. De exemplu, pentru a rezolva 70 plus 100 împărțit la 4 minus 2 la puterea 6 vom calcula întâi 2 la puterea 6 după care împărțirea, adunarea și apoi scăderea. Obținem 31. În exerciții apar uneori paranteze. Acestea sunt de trei tipuri. Paranteze rotunde, paranteze pătrate și acolade. Într-un exercițiu în care avem mai multe tipuri de paranteze, efectuăm prima dată calculele din parantezele rotunde, apoi transformăm parantezele pătrate în paranteze rotunde și cele acolade în paranteze pătrate. Repetăm acest procedeu de câte ori este nevoie respectând ordinea efectuării operațiilor. Vom rezolva în continuare exercițiul 2 la puterea a 3 -a, ori 2 la puterea a 5 -a, plus 5 la puterea 32 împărțit la 5 la puterea a 3 -a, totul la puterea a 10 -a, minus 1000 la puterea 0. Ne amintim că pentru a înmulți două puteri cu aceeași bază, păstrăm baza comună și adunăm exponenții. Pentru a efectua puterea unei puteri, păstrăm baza și înmulțim exponenții. Pentru a împărți două puteri cu aceeași bază, păstrăm baza și scădem exponenții. Obținem astfel 256 plus 25 minus 1 egal cu 280. La următorul subpunct, ar trebui să rezolvăm întâi operațiile din paranteza rotundă, dar nu este greșit dacă în paralel efectuăm și calculele din afara parantezei rotunde. Atât timp cât respectăm ordinea efectuării operațiilor și respectăm importanța parantezelor. 7 la puterea 5, împărțit la 7 la puterea 3, împărțit la 7, egal cu 7 la puterea 5 minus 3 minus 1, fiind puteri cu aceeași bază, unde nu vedem niciun exponent, se subînțelege că exponentul ar fi egal cu 1. Știm că 0 ridicat la orice putere este egal cu 0 și 1 ridicat la orice putere este egal cu 1. Atunci când împărțim două puteri cu același exponent, împărțim bazele și păstrăm exponentul comun. Atunci când desfințăm paranteza rotundă, paranteza pătrată se transformă în paranteză rotundă și acolo da în paranteză pătrată. Ajungem la rezultatul 7. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.